Bună lume, nu râdeți de freza mea. Vă spuneam aseară în vlogul trecut că eu am vrut să-mi împletesc și eu părul ca tot omul și n-am găsit, frate, în toată casa elastice de păr. Și v-am zis că n-am decât două, așa că ce am făcut e să îmi fac trei cozi, bițe, cum le zice baby. Mi-am făcut trei bițe, două le-am prins, una nu. Și apoi mi le-am răsucit pe toate și le-am pus aici, în mijlocul capului. Bine, în mijlocul, în frunce. Da, na. Așa că arăt foarte trendy acum. Dar vreau să mă machiez și să sperăm că a ieșit. Pentru că eu de obicei îmi fac ori mai multe, ori le poziționez diferit. Dar aseară mi-am dat efectiv părul peste cap. L-am împărțit în trei ca și cum mi-aș face o coadă de aici, coada gen. Și fiecare șuviță am împărțit-o iar în trei și am împletit fiecare șuviță, practic. Iar apoi le-am mixat pe toate și le-am pus sus. Să sperăm că iese mișto și că, na, iese cât de cât ondulat, adică să fie, să n-am spații cu păr drept și după ondulat și așa mai departe. Dar, da, aseară, nu v-am mai zis, dar mi-am spălat aici pensule. Bine, nu toate, că am o grămadă, dar încerc să scot decât câteva pe care le folosesc și să le spăl și așa mai departe. Și când simt eu că vreau o altă pensulă sau, nu știu, mai trebuie, mai scot de la naftalină. Dar nu are rost, pentru că am o grămadă. Stați așa să vedeți. Bine, eu cred că v-am mai arătat eu. Am chestii puse pe deasupra, dar în astea două sunt numai... În astea două sunt numai pensule. Și în asta la fel. V-am zis, am chestii puse, v-am arătat noi chestii pentru nuntă și așa mai departe. Dar... Dar da. A, și să vă arăt și nectarinul. Ia uitați-vă la el. Uite ce frumos a făcut. Nu știu dacă ăsta trebuie altoit. Mami mi-a zis că da, acum, nu știu. În fine, s-au și uscat pensulele mele și sunt surprinsă pentru că de obicei stăteam o grămadă de timp. Dar văd că aici și părul și toate alea ni se usucă foarte repede. Asta e o pensulă minunată pentru highlight. Sau pentru sub ochi. Hai că a ieșit cât de cât. Știu că costumația mea e puțin vulgară, ca să zic așa, însă, da. Vreau să fac un TikTok, nu știu dacă o să rămân îmbrăcat așa, dar am eu o idee de TikTok la ora asta. Părul a ieșit ok, nu mă așteptam. Bine, în spate e un pic mai plat. Stați așa să văd dacă merge să vă arăt. În spate aici, parcă mi-e pare puțin plat, nu știu cum se vede, dar e ok. Sunt în casă oricum, dar da, a ieșit cât de cât ondulat. Y me gusta mucho. Așa că merg să iau telefonul de la încărcat. Rochia asta, nici nu știu dacă să vă arăt pentru că v-am zis, e foarte... O să vedeți pe TikTok și cracii super goi. Așa că da, dacă nu o să-mi plac, nu o să-mi placă cum iese tot și mi se pare prea mult. Adică n-am o problemă să-mi expun, însă dacă... Pentru că materialul, după cum vedeți, se vede prin el și așa mai departe. O să mă schimb. În caz că vă întrebați dacă m-am machiat și m-am costumat pentru TikTok, da. Eu asta fac mai nou. Adică machiajul îl fac doar atunci când postez pe TikTok. Yay! Îmi place mult părul, deci nu mă așteptam să iasă așa. Dar da, stai să mă vadă baby, să vedeți ce față face. Am vreo de ce? Am vreo nipo. Nipple creeper. Îți place? Nu! Iubesc. Ce vrei, băi? Mișcă să se schimba, hai? Nu mă schimb, așa stau. De n-am luat doi de timp. Bebel, am o idee de TikTok. Nu mă interesează, văd sfârcurile. Nu se văd sfârcurile, că mă acopăr. Da, cum să o enervez pe baby în două secunde? Nici două secunde nu mi-a trebuit. Tu chiar nu ai pic de rușine și le-a trântit pe jos ca să stea și în dormitor pe jos, pentru că, bineînțeles, stă în toată casa, cum să nu stea și în dormitor? E băiat și mecher și acum se supără, tot el se supără, știți? Eu am venit sus, mi-am făcut rutina gen spălat pe dinți, freshen up și acum mă bag în pat. E destul de frig, e însorit afară, dar... E destul de friguț. Vreau să stau măgat aici în pat. Mă pun să editez pe telefon.
am observat eu că datele pot să le pun, putem să le punem gen să se conecteze calculatorul la ele și așa mai departe, pentru că asta facem acum cu televizorul când ne uităm. Am observat că nu mănânc extra chestii, că eu eram panicată, nu mă pricep așa bine la tehnologie, înțelegeți voi. Dar da, și singurul motiv pentru care încă nu facem asta pe calculator e că oricum dacă aș edita pe calculator, ar lua o grămadă să se încarce, pentru că pe telefon îmi ia gen mai bine de o oră să pun clipurile pe YouTube și mă gândesc că fiind editate pe calculator, pentru că am încercat să pun intro-ul pe telefon, nu merge pentru că punem chestiile alea gen cu subscribe și așa mai departe și nu mă lasă să le transfer chiar dacă e un clip de 10 secunde. Așa că rămân cu editatul pe telefon până ne băgăm net-net. Da, așteptăm să aflăm și de la muncă și de la toate cele. Până atunci, cred că o să aflăm oricum astăzi sau mâine, zilele astea oricum. Vedeți că părul meu s-a îndreptat deja. Bine, e prins acum, prins aiurea. Dar după cum se poate aprecia, părul meu deja e drept. Bine, mai are o tentă. Acum l-am și pieptănat, după o să-și mai ia el un pic din onduleuri, dar oricum ei nu-mi stă părul. Și chiar dacă bag fixativ mult, o să stea, dar bine, l-a ondulat. Bravo, vă mulțumesc. L-a ondulat, stă aici. Nu știu dacă îl vedeți, da. L-a ondulat, stă un pic mai mult, dar acum e și moale și așa mai departe. Da, în fine. Și avem momentan pe TikTok, stați așa. Avem, da, iubire. Mor când bate la ușă, nu suport chestia asta. De ce bați la ușă? Da, mă iubește! 686 de followeri. Da, momentan pe TikTok avem 686 de followeri și când facem 1000 o să putem să facem live. Așa că am decis asta că o să facem live pe TikTok. Așa că stați pe aproape și urmăriți-ne și pe TikTok și pe Instagram, dacă nu o faceți deja. Și pe YouTube, Da. Pentru că pe Instagram postăm de obicei mai des updates și așa mai departe. Și pe TikTok, sincer, mie îmi priește super mult pentru că, nu știu, mi-au gândul de la o grămadă de chestii și pur și simplu mă distrez. Ieri am învățat dansuri și toate cele, așa că, da. Relax. Mă chinuie talentul rău, dar, na, în fine. Și nu știu ce am vrut să zic. Da, mă bag să editez, o să fie și baby aici lângă mine. Edităm și băbă mă trage de bluză. De ce te mă tragi de cămașă? Ce cămașa mea? Cine te crezi? Cine te crezi? Da, ne punem la treabă și vorbim mai încolo. Cu nevastă mea de mâncare, lume. Glumesc. Avem aici o delicatesă super, super mișto. Avem aici niște piept de pui pe care l-am făcut cu, nu știu, e la pungă din aia magică, dar are gust de piripiri, ceea ce iubim. Și a făcut baby cartofi prăjiți, că ea e persoana care se ocupă cu prăjelile la noi în casă, pentru că eu sunt genul ăla de persoană care, dacă prăjesc ceva și sare, încep să urlu. Așa că, da. Și aici e sosul care a rămas de la chestia asta în tavă și mie îmi place pentru că e puțin picant, așa că iam. Avem aici castraveciori murați pe care îi scoatem pe capac pentru că suntem putori. Nu vrem să murdărim o farfurie. Și da, abia aștept să păpăm. Ne apucăm de workout. Baby se duce să-l ducă pe Bobo sus. Ne-am uitat la Working Moms pentru că a apărut sezonul 4, dacă nu mă înșel, și ne-am uitat la câteva episoade. Iar acum, bineînțeles că am mâncat, avem cel puțin, cred că mai bine de o oră jumate. S-a dus în cealaltă cameră? Of course, vezi că vine jos. Ai venit singur, mă, bravo! Du-te, mereu se duce în cealaltă cameră, nu în dormitor. Dar da, hai să mergem la mama ta. Da, și după cum ziceam, nu vrea. Ok, mă duc să-l duc pe Bobo, dar ne apucăm să exersăm la lume. E 13 mai astăzi. Cu mici treburi în casă, ca de obicei, m-am pregătit pentru workout și o să exersăm și astăzi. Astăzi aș vrea să fac ceva un pic mai intens, dar să vedem. Dar da, cam asta e activitatea pe ziua de astăzi. Chestiile astea ne motivează, așa că, da,
Ne auzim mai încolo sau mâine, cel mai probabil, nu știu. Dar da. Hello, lume. Astăzi e zi de curățenie, e mâine, cum ar veni. E 14 mai, cred. La noi în casă e foarte haos. Și în bucătărie la fel, așa că da, e zi din aia de curățenie. Facem curat cât de cât, dar o dată pe săptămână e intens. I-am dezinfectat și cușca lui Ovo. Acum simt în lingeria și la baie am la înmuiat gen toată baia. Pentru că dezinfectăm. Bine, dezinfectăm și cum folosim, asta e ideea. Doar că a zis o dată pe săptămână la noi e lege să dezinfectăm tot. Oameni buni, am terminat curățenia și ne-am uitat noi așa frumușel pe Amazon, îi fac niște jucării la Bobo și îi punem o lingerie, doamne, o față de pernă cu jucăriile ca să aibă spațiul ilimitat, pentru că altfel face căcuța peste tot și încercăm să limităm, așa putem să curățăm și îi schimbăm fața de pernă și o spălăm, fața de pernă pe care nu le folosim noi. Dar da, pentru că murdărește tot și înainte îi puneam prosopel, doar că prosopul a început să-l toace, așa că rămâne la față de pernă pentru că e lină. În fine, ideea e că ne-am uitat pe Amazon și am observat că o să vină mâine perdelele, sperăm, așa zice, acum vedem, și ne-am decis că e timpul să mergem la magazin, e frig oricum afară, sunt, nu știu, 11-12 grade, ceva de genul, sau 13-14 grade. Sunt 15 grade afară. Da, da, suntem albăstrele, avem aici gecile și da, mergem spre magazin să ne luăm și noi una alta, ne mai trebuie mâncare și așa mai departe și ne auzim probabil, cel mai probabil când ne întoarcem. Hello, hello, lume! Deci, am venit de la magazin, vreau să vă spun că eu nu știu de ce nu am mâncat, stai așa să plimbe cu, nu am mâncat foarte multe azi, am mâncat decât de dimineață. Și acum e în jur de... e 8 seara ceasul, da. Și când am venit la magazin, nu știu dacă ăsta e motivul, dar efectiv am simțit că nu pot să car nicio sacoșă, așa că am luat autobuzul până acasă. Ideea e că până la magazin ne-am plimbat, așa că ne-am făcut într-un fel jumate de workout azi. Cheia, da. Că ai avut unde e? Aha. Și acum, când ne-am întors de la magazin, vreau să vă arăt câteva chestii. Dar o să încep cu Vrebi, dacă te uiți, te pupăm. Da, am luat Kisses. Alina se zice să fumeze. Da, a ieșit. Da, am vrut să zic să facă cu mâna, dar a ieșit. Deci, am luat o băz, pentru că așa poftă mi-ai făcut. Deci nu ai idee. Am pus momentan jumate, nu știu, nu mă pricep eu. Dar o să vedem ce este. Nu știu să vorbesc. Da, sunt nemâncată, sunt... Ideea e că de cât m-am dezinfectat pe mâini, mi-am dat geaca jos. Trebuie să merg în duș, dar vreau să pregătesc aici. Și m-am apucat să tai banană. Am luat niște vlogging skills 2020, mi s-a descărcat camera și am murit bateria. Deci, după cum spuneam, mulțumim Baby pentru rețetă. Deci, așa poftă am avut. Și adineauri a trebuit... Uite pe Baby, spune bună, pentru că n-ai mai apucat adineauri, că ai ieșit afară. Hello. Cu telefonul, da, bravo. Așa, și am făcut, după rețeta ta, însă am făcut, simt că am făcut trei arome diferite, ca să zic așa. Deci prima dată am pus ovăz, n-am pus decât o jumătate de pungă, dar o să-mi iasă în jur de vreo trei tăvi, pentru că deja sunt la a doua tavă. Primele le-am făcut super, ultra, mega mari. Și am pus afine, am pus o banană și jumătate de măr. Asta pentru prima tură. La a doua tură am adăugat niște cereale pe care și le-a luat Baby, care sunt ceva de genul ăsta. Tot în genul ăla, dar au mai multe fructe uscate, au și safide și mango uscat și niște alune. Și am pus, acum s-au rumenit un pic și am pus puțină miere deasupra. Iar apoi o să le scot. Iar acum, rezultatul final e aici și am băgat și cocos, pentru că domnișoara asta de aici mănâncă mult cocos, are o obsesie, așa că da, asta o să fie a treia tură, cum ar veni, pentru că acum e a doua, dar am gustat și sunt bestiale, deci mulțumim mult, 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 mult de tot pentru rețeta asta.
Și... ce am vrut eu să vă mai arăt? Am găsit astăzi, în final, chestie din asta. Practic e un fel de stropitoare. Și după cum puteți să vedeți, nu vreau să spun foarte multă pentru că deja l-am udat, dar pulverizează mai mult ca și cum le face duș. Cred că e mult mai, nu știu, puterea, când puterea la apă e mult mai blândă cu, cu plantele. Și da, și a venit și leagănul care e aici, încă nu l-am montat, dar sperăm că mâine, cel mai probabil, nu știu, o să vedem. Miros chestiile astea, deci miros delicios. Mi-am făcut mai devreme pentru că eu eram, deja începusem să fac urât pe Ibi, poate să vă confirme că eu fac foarte urât când nu mănânc. Ce ați văzut la ea în videourile trecute e pișul pe lângă mine, adică eu... Monstru, foame! Vai, deci devin monstru, nu mă apucă, mi-a... Am scos prima tavă și nu știu de ce, de obicei eu folosesc o cârpă când scot tava din cuptor. Frate, simțeam că mă arde până în creieri și am pus tava la un moment dat prima dată pe masă și zic ok, hai că o iau pe masă, pe blatul ăsta aici. Zic hai că o iau, s-o pun în partea asta pentru că aici aveam castronelul și chestia asta ca să nu ard blaturile la bucătărie. Și n-am mai rezistat și m-am pus pe jos cu tava, efectiv m-am pus în fân și am început să țip și să fac ca toți sfinții, da. Mai fac din astea pentru că de mâncare. Și după aia când mi-am făcut ouă, mi-am pus, nu știu de ce am avut poftă să-mi pun, nu sunt mare fan piper, dar mi-am pus puțin piper și am să-mi pun vegeta. Și mi-am pus vegeta până n-am mai putut și m-am apucat să nervii că, vai, cât mi-am pus și baby era ok, calmează-te și eram gen, nu mă calmez, lasă-mă, că nu mai pot de foame și da, sunt monstru, cel mai mare monstru. Dar acum am mâncat și sunt bine. Și abia aștept să mai mănânc. Am mâncat deja vreo 2 biscuiți din ăștia și o să mai mănânc din ăștia până mă culc oricum. E rușine! Nu mi-e. Ce ai spus? Chiar vrei să spun pe cameră ce am spus? Da! Vreau să spui pe cameră ce ai spus. Nu. Baby, nu știu la ce emisiuni TV s-a uitat, dar are niște pick-up lines de-ți pică fața. Ce înseamnă asta? Măi, pe mine cu dai maimuța la englez, băi, frățică! Frățică? Te crezi englezoaică sau ce? Cum să-mi spui mie așa ceva? Mă enervezi! Stau funny! Râzi! Tu ești maimuța în toată ecuația asta și ești maimuță la propriu. Uite așa cum m-am enervat. Tu ești atunci? Maimuțica! Se vede că știi... Cita! O bat. Vă spun sincer că o bat. Deci termină carantina asta bătută. Hai. Joacă-te cu mine. Nu te pune cu mine că eu astăzi am fost nemâncată și vezi că chiar dacă mi-am revenit, mai am... Dar cum să-mi spui așa ceva? Tașma. Să-ți fie rușine. Uite, mănâncă cereale, deci mănâncă cereale. Cu biscuiți cu cereale. Da. Bravo, baby. Cine ești tu? Nevastă, da. I-am spus că e babă. Și acum, ultima înghițitură. Uitați-vă la ea. Cât de tristă. Păi nu zicea lumea că sunt maică, dar ce mai vrei? Da, apropo, lumea pe TikTok crede că eu sunt mama ei sau ea e mama mea. Adică dacă ea e mama mea, m-a făcut la 4 ani și dacă eu sunt mama ei, am făcut-o la minus 4 ani. E bine. Da. Trăiască România mare. Vrem să vă anunțăm că o să încheiem vlogul ăsta aici. E, stați așa, eu nici nu mai știu ce zi e. E vineri 15 mai, astăzi. Eu acum mă pun, da, ne-am trezit și mă pun să ud florile și așa mai departe. Sunt super încântată de chestia asta. Dar încheiem vlogul și începem altul, tot din punctul ăsta. Așa că mulțumim mult de tot pentru vizionare, vă pupăm și ne vedem în video următor.